Salutare voi fraților, numele meu este Sky și bine m-a regăsit la al doilea live cu The Crew 2. Stau să dăm jocul mai încet că se aude prea tare. Bun, îl lăsăm așa. Așa, eu zic că este bine. Bun. Astăzi seara o să facem noi niște bani, curse, ceva, vedem. Ne distrăm și noi. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați. Salutare, băi, fraților, numele meu este Sky și bine v-am regăsit la al doilea live cu The Crew. Băi, fraților, astăzi seara o să dăm și noi niște curse, facem niște bani, ceva, ne distrăm. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să dați un subscribe și un like la acest live. Să strângem 5-10 like-uri. Pentru mine este suficient și mă motivează să continui. Bun. Primim și ăștia. De fapt, dăm quit. Luăm vehiculele. Ia, stați 2 secunde. Bun. Avem aici un Nissan GTR Skyline și băgăm aia lui Paul Walker. Bun. Customize. Visual part. Nu. Cum era la eu? Aha. Top 100. Și l-am găsit din prima. Bun. Roțile. Să-i lăsăm așa, roțile, să nu... Bine, oricum, trebuie să-l mai modific. Îi dăm la Visual Part. Îl punem pe... Nu. Nu mai știu cum îl avea. Ei, îl punem așa. În spate. Să-i las eu așa, băi, fraților, două... Nu, mi se pare că așa l-avea. Așa e, lăsăm așa stoc. În față e pus. Totul bine. Bun. Hai să intrăm în el. Salut Andrei, The Crew 2. Opa, stai așa că nu... Eram atent la chat. Bun. Hai că mai iau eu carnetul dacă e. Hai că de nu luai toți tălpii. Da, bine, dăm aici. Și mergem. Mergem aici sus, în zona mea preferată cu drift. Să-mi arăt și eu talentele. Bun. Și acum facem așa și ne dă pe stradă. Iar acum mergem drept în față. Ops. Stați așa. Acum. Ne arătăm și noi manevrele. Talentul nostru.
Ops, ops, ops. Op. Stai așa, stai, 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 că mă prosti. Mă prosti, 2 secunde. E. E destul de greu să faci drifturi. Mai ales că nu am băgat nicio piesă în ea, că pe The Crew e... Da, să vă arăt. Nu ai... Ba da, ba da, stați. Performance aici și vedeți, pun piesele. Bine, am mai pus eu ceva, ceva, dar totuși nu e suficient. Față ce am pe Mazda RX 7, cam mai multe am. Exact. Mai am pe aici niște mașini. Da, ne jucăm un pic cu... Ne jucăm un pic cu GTR-ul. Ok, cât de cât. Hai să trecem și la niște curse ceva. Uite, avem de off-road. Avem de drift. Avem cu motociclete care... Nu, nu e asta. Asta să văd care era aia. Drift. Ne, haideți să facem și una de drift. Să fac 25.000 de puncte. Deci voi vă gândiți ce înseamnă asta. 25.000 de puncte, puțin. Ia uitați, puțin. Deja făcurăm 10.000 din start. Acum trebuie să menținem așa un pic în drift. Ca să, na, să putem să pierd, să nu pierdem punctele, să facem combo de la mult. Bun, hai că ne descurcăm. 36.000. E destul de bine. Mai am 36 de secunde. Sună și cotorba. Nu. Ța. Da, 3 secunde, o secundă, bun. Și am terminat 43.000 de puncte. Totul e bine și frumos.
Hai să facem și ceva, nu știu, trebuie să colectăm ăștia. Bun. Să ne luăm și așa ceva mai puternic. Ceva mai... Nu. Ah, nu trebuie să vă rog pe aia. Ne luăm un BMW. Frumos se vede. Ia stați, dau joc un pic mai tare să se audă. Audio. Eu zic că e bine. Bun, ia ascultați un pic. Ia. A, plecă ăla. Auziți, fraților. Empower. Ia uite, făcui și asta. Nu știu ce e asta e. Ia să vedem noi ce cursă să luăm. În 2 secunde. Bun, cred că luăm una de street. Hai să luăm și una de street race. Stai, ce? Asta e de street race și mă dă în... Da, trebuie să-i dau switch vehicle. Hai că iau GTR-ul. Ia, mamă, ce are ăla. Are neoane. Adică luai toți parapeții. Da, na. Mamă, dar fuge rău GTR-ul ăsta, nu stă. În fine, hai că ne concentrăm noi acum și îi luăm pe toți. Tăiem așa. Îi mai dau un pic cu denos, că noi nu-i dădurăm deloc. Și acum pe top speed încerc să-i de... Și așa, fraților, ajungem pe locul 1, băi, fraților, dar trebuie să-l 3, 3, gata, suntem pe locul 1, este Vic, a, ba, nu. Gol Roma. Bun. Este 40 cu GTR-ul. Nu-i rău. Nu-i rău. Mamă, ce bate soarele ăsta. Salut, Adi, salut.
Oh, stai. Nu, 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 nu. Ai, 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 bă, ce făcui? Cum ajung ăștia? Ah, încercai să o evit, dar nu reuși. Doar îi lăsai grav pe mine în spate. Le dădui fum. Și o terminerăm și pe asta, fraților, pe locul întâi, ca de fiecare dată. Dacă am mod, pe ce să am mod? Pe jocul ăsta? Ce mod să dau? A, moderator. A, stai că acum cred că am dat seama. Mod, moderator. Bă, nu știu. Nu știu. Fii mai activ și poate îți dau. Dacă te văd eu așa mai activ, îți dau. Ce mă mâncă gâtul. Stai să mai facem o cursă. Să nu ne plictisim. Hai să facem una și cu ceva off-road. Nu, nu e Forza. Nu e Forza, e The Crew 2. Că Forza nu merge pe PS4. E special pentru Xbox.
mamă, ce greu să o controlezi. Mamă, dar eu cred că făcui... Nu, stați un pic, o abandonăm. Greșim mașina. Și rata aici checkpoint-ul. Da. Ce alte jocuri o să mai pun pe canal? Da. Depinde ce... Ce am, ce-mi cere și ce am. Vedem pe parcurs. Mamă, dar băgaia arabească de asta. Băi, nu mai... Bun, mai bine îl oprim noi. Ia zi, ce curs o să fac? De off-road, de drift, de, nu știu, cu avion, cu barcă, ce curs vrei să fac? Ma? Mamă! Să joc doar cu arme legendare. Păi asta e greu că trebuie să ai mult noroc să spice la început arme legendare. Și dacă nu spică, ce faci? Mai bine, nu știu, cu arme gri, verzi, dar încerc și cu legendare, uite. Fac, să fac cu avioane, hai. Ia să intrăm noi la o cursă cu avioane. Bine, nu e cursă cu avion, te pune să faci acrobații cu ele și te dai peste cap să... Da. Dar am pune să merg cât de jos pot. Am pune să fac un de-asta. O schemă de-asta de-a lor. Să mă duc așa. A, nu, să mă duc cu... Aha.
mai în sus. Nu? Nu? Nu e bine. A, bun. Bun. Și acum mă pune să fac așa. Aha. List done. Now, strut your stuff. Between lists, you'll get some time to freestyle and really show what you can do. Mastering both is what aerobatics is all about. Time for you to show off your style. Freestyle, that is. Low altitude. Hai că 12 ore. Ups. 12 ore, paleu. Oricum câștigam, făcurăm ce ne ceru și strânsărăm 1787 de puncte. E greu să stai să faci live de 12 ore, trebuie să stai să... complicat. Ia să facem noi. Avem pe aici o cursă cu motociclete. Mi se pare că asta era. Da, asta era. Durează ceva, vreo 10 minute, dar e șmecher. De fapt, ia să-i schimbăm noi modalitatea. Facem din first person, ca așa pot să o controlez mai bine. Mamă, ce se lovie ăla.
Acum intrăm pe autostradă. Salut Claudiu, mersi de subscribe. Salut. Salut, taxe. Nu pot să-ți dau așa mod din prima, îmi pare rău. Trebuie să vă și un pic mai activ și după. Da, mă, știu. Știu. Ia zi, se vede bine? Gen. E ok. Calitatea te lasă să vezi calme în 1080, nu? O lăsai pe 1080, dar nu dădui pe 60 de frame-uri. După cât timp dau modul. Păi, poți să-l dau și după o săptămână și după o lună, depinde cât de activ ești. Dacă eu te văd așa activ la live-uri și la în comentarii, da, cu toată plăcerea. Și s-au strâns like-urile care când a început live-ul. V-am spus că mă fac fericit și mă motivează. Vă mulțumesc. Da, mă, dar stai așa, stai în cursul asta, că nu pot să-i pun pauză. Joc pe PS4 Pro. Ce joc? E The Crew 2, bă. N-ai auzit? The Crew 2. E șmecher jocul, l-am cumpărat. Nu știu, acum câteva, o lună maxim. Seamănă cu Forza, dar... A, e diferit. Gen... pe asta ai și motociclete și avioane și bărți, ce-ți arăt eu după, dacă mai stai pe live. Și Forza e... da, într-adevăr, pare la grafică, la astea, dar nu e. Forza merge numai pe Xbox. E exclusiv. Ce cod? Codul de? Să te ajut pe Xbox să activezi ce cod? Că poate știi, uite, mai am un prieten de are Xbox și poate îți dau un mix sfat. Te joci de Crew 2 după calculator?
Forza. Păi ce o să merge? Forza Horizon 4 boss pentru activarea cu jocului. Puh, nu știu, mi se pare că pe Xbox aveai ceva Game Pass. Pe Xbox One S. Nu cred că contează Xbox-ul dacă e X sau e One sau... Bine, One S, X, One, da, na, mă scuzi. Dacă e X normal sau e S-ul sau, na, mă înțelegi, nu cred că contează modelul. Da, dar mă gândi că să nu meargă pe PC. Mă gândi că nu știu. Mi se pare că cere niște componente să ai pe PC ca să-ți meargă decent. Dar na. Ți-a ieșit afacerile cu bișonii, a? Ai făcut bani. Ia uzi. Ești mafiotul. Și stai toată noaptea și te joci PUBG pe telefon. Când ai calculator de calculator. Banii de ai băgat în PUBG îți mai luai un calculator. Claudiu, ăsta cu activarea, nu știu ce să zic încă, uite o să vorbesc mâine cu băiatul ăla și îți zic, și poate mâine un episod sau un live, depinde ce aș face, o să-ți zic. Cu plăcere. Nu, faza e că nu știu cum activare, adică gen, n-am Xbox ca să pot să spun pe loc. Că poate eu zic și spun prost, mai bine prima dată trebuie să mă informez și o să zic. Da, merge pe PS4. Merge și pe Xbox. Merge, merge. De acum vreau să-mi iau tastatura. Să mă apuc, nu știu, să-mi iau Fortnite-ul. Să-mi iau Minecraft-ul. Și mă apuc, nu știu, de o serie, ceva. Vedem. Merge pe PS4, dar e nasol că nu poți să te joci cu alte device-uri. Să te joci de... cu ăla de PS4 și ăla de PS4 se joace cu ăla de pe telefon și na, înțelegi tu. Asta e nasol la unele jocuri. Coronavirus. Uite frate, gen, ca să-mi activez un joc, stai așa că nu pot, ai nevoie de un cod pentru activare, dar nu știu unde pun acel cod. Păi nu știu, ai, te-ai uitat pe YouTube?
n-ai găsit. A, te-ai uitat. Salut, Ițu Cristian, salut. Ce să mai las? The Crew? Bă, nu m-am mișcat de mult. Să-ți fac și acum un live cu el. Făcui cursa asta mare. De-mi plăcea mie. Trebuie să-mi iau loot-ul. Nu, frate, nu am. Încă nu am. De ce? Mulțumesc. Nu, că nu. Acum să fiu serios, nu. Cum să-ți explic? Eu nu vreau să fac pentru bani sau... Eu vreau așa, nu știu, de fan, de... Îmi place mie să comunic cu lumea, să mai glumim, să... Așa de donații, de... Uite, eu mă mulțumesc și cu 5 like-uri că te fac la videoclip. Sunt fericit. Știu că mă susține acolo cineva. Da, m-aș putea gândi la asta, da. Nu știu, poate pe parcurs. Să-mi iau un joc. Ai dreptate, da. Stați 2 secunde. Nu, Forza Horizon 5 nu o să pot să joc pe PS4. Deoarece nu e... Cum să spuneți, nu... Nu știu cum să mă exprim. Nu-l pot juca pe PS4.
E făcut special doar pentru platforma de Xbox. Dar GTA 5, GTA 6, na. Dar când, nu știu când o să apară, în 2022, 21. Da. Dar nu e. Nu e așa ceva wow, cum aș ca la un prieten Forza Horizon. Într-adevăr, e frumos, dar la un moment dat te plictisești. Așa poți pe PS4 sunt mai multe jocuri mai frumoase, gen bine mai frumoase, sunt și pe Xbox. Da, uite, de exemplu, The Forest, nu știu dacă e, PUBG-ul e, Minecraft-ul și ăla e frumos să-l joci. The Crew, uite. E mișto, deci nu poți să spui care grafică urâtă sau chestii de genul. E frumos joc. Ia, zi o cursă, Claudiu, pe care vrei să o fac. Cu avioane, mașini, motocross, drift, ceva, nu știu. Ce alte jocuri mai ai? Nu, alte jocuri ce mai joci. Păi, uite, acum vreau să-mi dau comandă de tastatură, să încep o serie de Minecraft. The Crew, Fortnite, H1Z1, Mortal Kombat Assassin, dar e gen un pic mai vechi, e... Puh, nu mai știu care. Ah, niște joculețe pe acolo, nu sunt multe, dar sunt frumoase. Bărci. Ok, hai că facem cu bărci, dacă vrei. Uite, o luăm pe... Uite, o luăm pe asta. Powerboat. Sunt avioane, mașini, motociclete, bărci. Uite, cu barcă. Aia mică era de mlaștină, de asta mare de apă. Sunt mulțumit, oricum eu să-i 5 like-uri la început, dar văd că îmi place. Cât de mult mai țin live-ul? Păi, sub o oră tot nu-l țin, țin mai mult de o oră. Știu că e, adică, na. Da, cru, e prea arcade. Da, dar totuși e fun să joci, nu e? E fun. Bă, stai așa că... Da. Bine, nici Forza, dacă stăm să ne gândim așa, nu e chiar atât de simulator. Adică dacă vreau, uite, eu și pe The Crew pot să mă compor gen să conduc ca în viața reală sau na. Hai cu 30 de abonați. Bă, știi că o să mă bucur din 10 în 10 abonați, chiar. Chiar o să mă bucur. Nu mă bucur și la live-ul ăsta. În mai puțin de oră, 7 like-uri, eu sunt fericit. Da. 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 Știu ce zici.
Oricum, am văzut pe Forza cum pleacă mașina, cum se observă tracțiunea, se observă mai multe lucruri. Da, da. Sunt jocuri și jocuri, n-ai cum să le compari. Uite, Forza are aia și The Crew n-are aia. The Crew are aia și Forza n-are aia. Deci, eu l-am luat că m-am jucat de când era beta și mi-a plăcut. Nu pierd cursa asta. De fapt nu pierd, că aici dacă ajungi până în locul 3. Bine, dacă ajung locul 3, dar nu cred că mai ajung. A, va da. Bun, tot o câștigai. Câți ani am? Am 15 ani. 15 ani, anișori. Faci jocuri cu alții, să faci video cu alții. Da, fac, fac. Tu de unde ești, Claudiu? Nu știu, mi se pare că e pe PS4, da. Vezi tu că... Eu și dacă mă joc ziua Outlast, mă cac pe mine de frică. Iași. Ia uzi. Pe acolo, pe la voi, aveți infectați cu coronavirus. Că la noi, în Dolj, sunt vreo 3. Nu ne mai lasă acum să ieșim nici din casă. Mersi, Adi, mersi. Jale cu magazinele RIP conserve. Ce RIP conserve, că nu mai e nimic ca prin magazine. În Craiova, Kaufland-ul e gol. Păi zici, hai de capul meu. Unde, la Filiaș? Păi, din câte înțelesei, n-ai voie să stai, trebuie să stai la un metru distanță de persoana respectivă. Dar și oricum cozi, păi acum, nu mai știu că înainte luam. Te pup, Claudiu, fac, și video, fac. Te pup, noapte bună. Păi cam alea se ia în general. Alea se cumpără ca pâinea caldă acum de coronavirus. Noapte bună, Claudiu. Somn ușor.
Hai cu 30 de abonați, fraților. 30 de abonați, e bine. Încă 2. Încă 2. Îți mulțumesc dacă vrei să dai share la acest live sau videoclip sau la canal, să strângem 30 de like-uri. Nu ești obligat ca să stai gen. Da, ia să mai facem noi o cursă. Am Lambo. Am Lambo, stai așa. Stai așa. Ah, stai că mi-a amorțit spatele, mi-a amorțit rămâinile. Stai că mi-au acum. Vrei Lambo? Ia zi de bijuteria asta, ce mai zici? Ia uite aici. Ia uite aici. Auzi aici. Mamă. Ia. E Aventadorul, cum să nu ia? Te intrăm în cursul ăsta. După cursul asta, stai așa că intrai acum, nu? Bă! Hai că luai Lamborghini-ul, nu-mi intră în el, bă, prosă. Da, hai că-ți prezint și Mustang-ul ăsta. Fuge de rupe. Da, stabilitate, ciu-ciu. Bă, ia uite, mamă. Fai de capul meu cât m-a derutat prostul ăsta. Dacă îmi dai tot bani de web, că trebuie să-mi iau Sony camera de aia ca să pot să fac. Și e un pic nasol.
Nu, trebuie să fac și facecam, că... Las, te las, nu pun eu facecam-ul, te las, ce să vezi, să vezi tot ecranul așa frumos. Mai pun eu fața mea, mai are rost. În vise, în ce? Când aș visa eu sau... Uite, dacă ăsta prinde 340, păi Lambo. You're in first. Now drive like it's the only place you've ever been. Mamă! Mamă! Văzuși? Fraților, vă zurați? Vai de capul meu! Eram atent la chat. Hai că se dusă pe toată cursa. Bă, vă zurați? Păi cum să o pun pe privat? Nu, frate. Hai că mă ia curbele Mustangul ăsta. Dacă îi dau eu abandon. De ce să-l pun pe privat? Nu, frate, las pentru toată lumea. Ops. Așa vibrează moneta când te ciocnești sau... Na. Câte minute avem și noi de când facem live-ul? Oho, făcurăm o oră. Făcurăm o oră. Asta e bine. Nu-i rău. Nu-i rău. Dacă ți-ai tu jocul, dacă ai PC sau PS4, ia-ți-l. Două secunde, fraților. Ia noi să mergem la o cursă de drift. Bun, fraților. Cred că mai facem. Cred că mai facem driftul ăsta, driftul. Da, driftul ăsta și închidem și noi live-ul pe seara aceasta. Continuăm mâine, vedem.
Aha. Ah, stați că am uitat cum... cum erau ăștia pe aici. Mai e și noapte, dar noi facem față. Hai că oricum asta îl terminăm, dar nu pot eu să mă concentrez acum. Și 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 58.000 de puncte, aproape 60.000. Făcurăm obiectivul, deci asta înseamnă că o să câștigăm. Păi depinde pe ce ți-l iei, că dacă ți-l iei pe PS4 putem să jucăm, dacă ți-l iei pe PC nu cred că o să putem. Nu sunt sigur. Mamă, ce e ăla? Că sclipește prea mult. Să mai stăm așa un pic de taină cu abonații. Uite, nu stau un pic curios cu voi de taină. Bărfă time, stăm la o bărfă time câteva minute și după mă gândesc și o să închid live-ul. Văd că sunt 3 persoane pe live în momentul de față. Cine pe live, să zic că eu. Patru persoane. Bun. Cresc persoanele pe final. AK47, moderatorul forță, cel mai forță moderator din lume. Un hater nu lasă să se atingă, un hater. Băi, fraților, cam ăsta a fost și live-ul de astă seară cu The Crew. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Un share și un subscribe. Ne vedem mâine. Eu am fost Kai, vă pup.
Pa, pa.